Fie că ne place sau nu, războiul pare să fie una din activitățile preferate ale omului încă de când am creat primele așezări. E deprisos să spunem că războaiele sunt evenimente absolut teribile care duc în special la morțile nevinovaților, nu a celor responsabili de începerea actului. Chiar și așa, conflictele violente nu par să se sfârșească prea curând, iar războiul a devenit cu adevărat o industrie, una de miliarde de dolari. Din fericire, nu am mai văzut un conflict la scară mondială de aproape un secol, însă climatul politic poate fi deseori surprinzător. Fie că vorbim de războaiele cunoscute precum cele mondiale, fie că vorbim de evenimente care din păcate au fost în mare parte uitate, acestea sunt cele mai distructive războaie din istoria omenirii. Războiul de 30 de ani. Războiul de 30 de ani a fost un conflict purtat în Europa Centrală între 1618 și 1648 între puterile europene ale vremii. Deși războiul a început inițial ca un conflict între statele protestante și catolice din statul Imperiului Roman, în anii următori situația a degenerat rapid și s-a răspândit pentru a cuprinde o mare parte a continentului european. Cauzele adevărate au început cu mult înainte de 1618, însă în acel an, regele Ferdinand al II-lea a încercat să impună catolicismul teritoriilor guvernate, așa că nobilii protestanți din Boemia și Austria s-au revoltat. Cu trecerea timpului, războiul s-a transformat într-o adevărată luptă pentru deciderea noilor forțe dominante ale Europei, iar milioane de vieți au fost pierdute în acest scop. Războiul a dus la aproximativ 8 milioane de decese, iar pe lângă luptele în sine, numărul a fost agravat și de epidemiile vremii, printre care și ciuma bubonică, care aproape a exterminat întreg continentul cu un secol înainte. Războiul civil chinez. Războiul civil chinez a fost un conflict purtat în China la mijlocul secolului al XX-lea între forțele comuniste și Republica China. Din cauza tensiunilor în creștere ce au condus la al doilea război mondial, conflictele s-au desfășurat în două faze separate, între 1927 și 1936, iar după ce războiul a fost finalizat, între 1946 și 1950, conflictul a izbucnit după prăbușirea dinastiei Qing, când forțele comuniste din Nanchang au încercat să preia conducerea în vidul de putere creat. După invazia Chinei condusă de Japonia, războiul a încetat pentru un moment, însă până la sfârșitul său au fost strânse peste 8 milioane de decese, majoritatea atribuite atrocităților efectuate de atât forțele comuniste cu sprijinul Uniunii Sovietice, cât și de forțele guvernamentale ale partidului principal, Kuomintang. Războiul civil rus. Războiul civil rus a fost un conflict desfășurat între 1917 și 1926, care a implicat atât forțele comuniste ale Armatei Roșii, cât și cele naționaliste ale Armatei Albe. În urma prăbușirii Imperiului Rus și a dizolvării puterii țarului Nicolae al II-lea, forțele bolșevice conduse de Vladimir Lenin au intrat în conflict cu trupele naționaliste pentru controlul interiorului rus. Consecințele umane și materiale fiind absolut imense, schimbând veșnic fața Rusiei, printre momentele sângeroase ale Revoluției se poate găsi și asasinarea familiei imperiale Romanov, care era formată din împăratul Nicolae al II-lea, împărăteasa Alexandra și cei 5 copii ai lor. Cu toate astea, din cele 9 milioane de decese, 8 milioane au fost suferite de simpli civili, iar dacă luăm în calcul ceilalți factori ai vremii la care au contribuit războiul, în special foametea, am mai putea adăuga încă câteva milioane acestui număr. Revolta Dangan. A fost un conflict purtat între anii 1862 și 1877 în China, pornit când musulmanii Hui au început răscoalele ca răspuns pentru discriminarea rasială și religioasă condusă de dinastia Qing. Ca răspuns, guvernul a dezvăluit un adevărat masacru împotriva musulmanilor din vestul Chinei, care erau într-o vastă inferioritate numerică comparativ cu oponenții lor. Circumstanțele haotice din acea vreme fac dificilă estimarea deceselor, însă numerele estimate se ridică undeva la 10 milioane, însă încetarea conflictului nu a pus stop și violențelor. Rebelii Hui au luptat pentru ani întregi, însă dezavantajul numeric, tehnologic și de organizare au dus la pierderea lor, în timp ce dinastia Qing a continuat persecuțiile pentru ani întregi, lucru ce a ridicat decesele la peste 20 de milioane. Primul război mondial. Mai mult sau mai puțin surprinzător, primul război ce a implicat majoritatea puterilor lumii e doar pe locul 6 în ceea ce privește decesele, deci în acest caz distrugerile au fost răspândite pe regiuni mult mai întinse. Primul război mondial, cunoscut și sub numele de Marele Război, a luat naștere în Europa pe 28 iulie 1914, după asasinarea ducelui Ferdinand, deși tensiunile erau în creștere încă dinainte acestui eveniment. În ultimii 4 ani, războiul a dus la mobilizarea a 70 de milioane de militari, iar continentul european a fost cuprins de conflict în aproape fiecare colț al hărții. Când luptele au încetat în cele din urmă, noiembrie 1918, Europa s-a confruntat cu devastări la o scară nemai văzută în istorie, pe măsură ce întreaga față a lumii a fost permanent schimbată. În totalitate, 18 milioane de persoane au fost ucise în urma războiului, dintre care 10 au fost doar civili.
Avansul în tehnologia militară a fost cauza principală a acestor statistici masive, însă pe lângă aceste numere ar mai putea fi adăugate și decesele cauzate de epidemii, revoluții și genociduri, de multe ori cauzate direct de către război, care, deși nu sunt incluse în estimarea finală, ar putea ridica decesele la peste 50 de milioane. Revolta Taiping se referă la un război civil care a avut loc în China între 1850 și 1864 în rândul guvernului Qing și al regatului ceresc Taiping. Conduse de Hong Xiuquan, autoproclamatul rege ceresc și frate al lui Iisus Hristos, forțele Taiping au purtat un război naționalist, politic și religios împotriva dinastiei Qing, cu scopul de a converti poporul chinez la creștinism și de a prelua controlul guvernului. Cu sediul în Nanjingul modern, rebelii de la Taiping au reușit să preia controlul unor porțiuni semnificative din China de Sud, estimându-se la 30 de milioane de oameni care se află sub controlul lor la vârful puterilor, similar fiind și numărul de decese, între 25 și 30. Cu toate astea, rebelii nu au putut cuceri capitala Beijingului, iar în ultimii ani ai conflictului au avut pierderi cât mai semnificative, culminând în cucerirea orașului Nanjing. Cucerirea dinastiei Ming. Cucerirea Qing a dinastiei Ming, cunoscută și sub numele de tranziția Ming-Qing sau cucerirea Manchu a Chinei, a fost un război de zeci de ani purtat între dinastia Qing și Ming, care a durat între 1618 și 1683. Cu pretextul problemelor sociale și politice majore cu care se confrunta China în acea vreme, enumerate în documentarul intitulat Cele șapte plângeri, rebelii au pornit războiul împotriva dinastiei Ming. Cu o durată de aproape 70 de ani, oraș după oraș a căzut în mâinile rebelilor, în timp ce o mare parte din oficialii Ming au abandonat după ce era clar că victoria lor era imposibilă. Prin frontul lor comun împotriva conducerii vremii, grupurile rebele s-au unit pentru a forma dinastia Qing în 1644, instalându-l pe Hong Taiji ca primul lor împărat, deși simpatizanții fostei dinastii au întins conflictele pentru încă 40 de ani. Similar altor conflicte ale vremii, numărul oficial de decese e greu de estimat, însă se crede undeva la 25 de milioane, posibil chiar și mai mult. Al doilea război chinezo-japonez. Când a vorbit despre războiul civil chinez, a menționat cum s-a desfășurat în două faze, însă scurta pauză doar a constat dintr-un conflict și mai violent. Începând la 7 iulie 1937 până pe 2 septembrie 1945, acest război era considerat unul din cele mai sângeroase conflicte din istoria omenirii, deoarece forțele japoneze au violat, jefuit și ucis nenumărați civili și militari chinezi în căutarea victoriei. Conflictul a început ca urmare a dorinței Imperiului Japonez de a-și extinde controlul în inima Asiei, unde resursele, munca și hrana erau abundente pentru imperiul lor în creștere. Folosind un incident lângă podul Marco Polo din Wamping ca o scuză pentru a invada forțele japoneze, au copleșit rapid forțele chineze în iulie 37 cu aproximativ o jumătate de milion de soldați. Atrocitățile comise de trupele japoneze au condus la moartea 39 milioane de persoane, din nou majoritatea civili, iar atrocitățile au fost de nedescris. Chinezii erau considerați subumani de către soldații japonezi, așa că execuțiile în masă, înfometarea și violurile erau la ordinea zilei, marcând astfel una din cele mai negre evenimente din istoria omenirii. Rebeliunea An Lushan. Până acum, toate războaiele despre care am vorbit au fost purtate relativ recent, dispunând de tehnologie superioară, însă rebeliunea An Lushan a reușit să devină unul din cele mai sângeroase conflicte ale omenirii, chiar dacă a avut loc în 755, din nou în China. Conflictul a început când generalul An Lushan s-a autoproclamat împăratul Chinei, un act de sfidare pentru dinastia Tang. Astfel a fost pornit un conflict ce a durat 8 ani și care ar fi luat viața a 36 milioane de persoane, deși dat fiind faptul că e un război atât de vechi, estimările sunt destul de dificile. Al doilea război mondial. Probabil că nu surprinde pe nimeni că războiul care a dus la cel mai mare număr de decese, cât și la cele mai mari schimbări socio-economice, al doilea război mondial, începând odată cu invazia Poloniei efectuată pe 1 septembrie 39 de către Germania nazistă și finalizându-se oficial pe 2 septembrie 45 după predarea Japoniei, acest conflict imens a fost dus de tabăra aliaților contra puterilor Axei. În cele din urmă, Berlinul a fost invadat pe 16 aprilie 45, lucru care a dus la sinuciderea lui Adolf Hitler 14 zile mai târziu. Japonia a continuat ostilitățile chiar și după predarea Germaniei, însă în urma lansării bombelor atomice și a invaziei inevitabile a Uniunii Sovietice, a fost de asemenea nevoiți să cedeze. În final, conflictul a dus la peste 70 de milioane de decese, multe provenind din bombardamente, foamete, boli și genociduri, în această clasificare intrând și Holocaustul, unde au murit 6 milioane de evrei. Fără urme de îndoială, al doilea război mondial a fost cel mai mare război din istoria noastră, iar dacă trecutul se va repeta vreodată, consecințele ar putea fi chiar mai devastatoare.
Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la Doza de Istorie pentru mai multe videoclipuri interesante. Aveți în descriere link-uri către Instagram și Patreon, dar și către celelalte canale ale noastre. O zi superbă vă doresc!